Hei, salutare, bine v-am regăsit, eu sunt Shari Deuța, prințesa mea și asistenta, o puteți găsi în... Poate, eu dau lumina mai mică sau mai mare pentru că filmez în portbagajul Peugeot-ului. O să vă și arăt puțin. Filmăm de aici deoarece putem să ne filmăm și să facem niște experimente mici. Aici avem o soluție pentru baloane. O să facem câteva baloane afară, la exterior, cum am făcut și în vlogul de ieri. Și mai avem ceva de făcut. Baloane care nu se sparg. Nu cu această soluție, cu altă soluție pe care am cumpărat-o tot din geam. Ia să focalizăm fetița. Ia să te văd, tati, cum faci balonașe. Aceste baloane se sparg, să știți. Și niște baloane uriașe. Uite mai aproape. Uite aici, ia să. Hai, tare. Ia, sufla acum să facem un balon mare. Tare. Ia uite, mamă ce mare, ha? Gloria, ia să iasă asta. Deci auzi mai jos, tati, mă ai odată aici și tu sufli, ia. Tare. Așa, prințesă. Nici chiar tare. Uite așa, lasă-o cu mine. Ai văzut? Dar era unul super mare. Da, sunt a mea, uite, vine mai aproape. Hai, suflă-mi tu, hai. Tare, prințesă. Uite, dacă nu sufli tare, vine înapoi, vezi? Așa e zona mea. Da. Acolo bate vântul și... Uite așa. Ai văzut? Sunt albastre, vezi? Hai mai înapoi să se vadă, uite așa. Mamă, mai vezi ce mare e ăla? Vă mai puteți juca și așa. Da, ușor, așa gen. Ai văzut? Ia uite. Ai văzut? Stai, așa. Deci vă puteți juca foarte frumos. Eu m-am jucat cu de aia foarte mult cu acest tip de balonașe. Hai, tati, le mai prinzi iar? Hai! Puu, toate vin spre mine, prinde! În cameră vin! Da! Mamă, e plin de baloane aici! Mamă, câte sunt! Mă joc de uța pentru că îi plac balonașele foarte tare. Aici dacă apăsați un pic așa, schimbă și forma. Face un balon mare aici. Ah, s-a spart. Uite așa. Mamă, ai văzut? Uriaș! Ai văzut? Mamă! Ce mare e la fraților! Vai de capul meu! Mamă, eu! Ce șmechere! Da, prințesa mea! Hai să mai facem de aici de sus, se vede bine, ia! Wow! Depinde cum bate vânt. În casă e cel mai bine că nu bate vânt. Ia! Mamă, ce mari sunt! Ia, pe nu le mai spați, ia! Așa! Oh, unul s-a dus prea jos. Multe! Ia uite! Foarte, foarte mult! Deci te ia amețeala, frate, să faci atâta baloan. Hai și tu! Acum vom merge în bucătărie și o să facem balonașe
care nu se sparg. Și balonașii cu fum. Ești pregătită? Hai. Ok, am intrat în bucătărie. Am dat drumul la cameră. Ia să vedem palmele tale. Deci palmele ei sunt pregătite pentru baloane. Dar nu poate prinde baloanele cu palmele goale. O să vă arăt și de ce. În Jumbo, când am fost cu Deuța, ați văzut poze pe Instagram și pe Facebook, am cumpărat soluție pentru baloane și soluție pentru baloane care nu se sparg. Deci, ce se întâmplă cu baloanele care nu se sparg? Nu se sparg. Deci, baloanele care nu se sparg, nu se sparg. Nu că nu se sparg niciodată, ci se sparg mai greu. Pentru asta, am cumpărat un set de... Nu o să facem reclamă, acum chiar nu fac reclamă. Am cumpărat un set pentru făcut baloane, dar pe set scria baloane care nu se sparg. Avem aici soluția, vedeți? E o soluție aproape ca apa. Are o viscozitate puțin mai groasă decât apa. Aceste baloane, ia să încerce asistenta mea să le prindă. Încearcă să le prinzi cu mâna goală, da? Ia! Se sparg, da? Mai încercăm încă o dată și încearcă pe aici să le prinzi, ca să se vadă bine la cameră, iubita. Aici, ia. De fapt, tu prinde-le cu mâna. Prinde-le în palmă. Se sparg imediat, nu? Da. Parc. Încă o dată. Ia să vedem. Deci se sparg pe loc. Chiar se și aud cum se sparg. Asta nu o folosim pentru că am folosit-o afară. Acum să folosim această cutiuță, am desigilat-o, după cum vedeți, e un pic mai, nu e nici chiar ca mierea, dar e vizibil mai viscoasă, adică mai groasă. E un fel de miere cu apă amestecat. În acel set găsiți și chestiile astea. Plus încă 4 eprubete micuțe de făcut balonașe, cu tot cu dințișori, dar chestia asta e cea mai importantă. Punem în acest vas micuț de plastic și avem această, să zic așa, trompetă și facem baloane. Ok, hai să facem balonașe și Dea va încerca să le prindă cu mâna goală. Da? Să vedem dacă rezistă și în palmă. Hai! Pac! Bine! S-a spart, da? Încă o dată. Deci s-a spart și ăla, da? Și încă o dată. Ia. Se sparge. Ok, acum asistenta mea și totodată prințesa lui tati se va șterge pe mâini frumos pentru că această soluție e ca apă cu săpun, nu tati? În acel set veți găsi și o pereche de mănuși, exact asta. Roză deschis și una verde deschis. Ia-le în mânuțe, tati. Pentru că aceste mânuși sunt pufoase și baloanele se prind foarte bine de ele și nu se spargă. Gata, tati, sunt pregătite de baloane. Ok. Cu aceste mânuși magice, Deuța va prinde baloanele, iar eu voi ghici în acele baloane, pentru că sunt ca niște sferi. Gata? Hai! Primul balon. Hei, l-a prins și nu se sparge. Ia ține-l să vedem ce văd eu în acest balon. Magic. Acest balon îmi spune în curând va apare episodul cu Harry Potter. Vă doriți? Tu ce vezi în ea? Că se sparge? Da. Ia, cum îl sparge? Ia, presează-l așa, ia. Ușor. Nu, nu, apasă-l ușor așa pe ea. S-a spart. Repede. Mai facem încă unul. După care vom face și baloane cu fum. Cu fum, acum. Ia să mai facem. Pop. Prime-l, prime-l. Mișto, hă? Deuța s-a jucat azi toată ziua cu acest tip de balonașe care nu se spar, pentru că e chiar, dar simți așa când pui mâna pe, se simte că e puțin ușor. Acum s-a spart, s-a sărit în ochi, te iubesc. Mai facem unul? După care facem și cu fum, da? Hai!
E interesant. Tu ce vezi în el, tata? Că... Da, ai văzut că a atins bluzița ta și nu s-a spart. Ia aruncă la așa și prinde pe dos. Deci vă puteți juca foarte, foarte mult cu acest tip de balon așa. Nu va rezista foarte mult deoarece culoarea lui devine gen al negru, să zic așa, nu că ar avea vreo culoare, dar la soare, la lumină puternică, se pot observa mai multe culori. Și cu timpul el se subțiază și pomnește. Acum se face niște balonașe cu fum. Ești pregătită? Da. Ce vezi acolo? Ce vezi? Că tati va posta mâine un vlog nou. Va posta mâine un vlog nou. Apropie-te să spargem ușor, să vezi efect frumos. Uite așa, tati, ține-l așa, da? Mamă, ai văzut? Mai sparge tati unul, după care spargi și tu, da? Îl presezi, da? Și mai mult fum. Wow! E alb, nu mă întrebați de unde e fumul. Pentru că n-am să vă spun, nu vreau să știe nimeni. Mamă, ai văzut? Magie? Mai facem unul? Hai! Să fii pregătită! O dată. Mamă, ai văzut ce frumos? S-a spart? Mai facem unul? Mm-hmm. Îți place asta cu fum? Da! Ține-l acolo. Și nu mai aici aproape să vadă nații așa. Ascultați-mă puțin. În acest moment voi face ceva nemai văzut. Acest minunat, ține-l mai sus așa să se vadă frumos, dar acest minunat glob va pocni și din el vor ieși dementori sau demoni. Ia zi, doar cu mă? Da, doar cu mă. Ia zi. Nu-i cu spație? Spație, cum duce tot? Așa. Mamă, efect frumos, a? Hai să mai facem. Gata! Asta presează-l ea. Presează-l ușor așa, până se sparge. Mamă, vezi dintr-o... O dată facem așa și dispare. Hai că o moare. Mai băgă cum? Gata! La această vrajă voi adăuga ingredientul secret. Ești pregătită? Da. Iubita mea asistentă, acest deget scârbos va sparge acest balon frumos. Mamă, ai văzut? Ca să fac o rimă, frații mei, adevărat? Tu ești inima mea, sufletul meu. Oh, mi-am prins. Aoleu, deci îmi cer scuze, dar să știți că acest cercei o dăuna grav. Deci ați observat? Da, miroase a fum, nu-mi spune mie. Se pot agăța foarte ușor de părul. Îmi cer scuze, scump asistentă. Mai facem unul? Da. Hai. Rufel. Șucă de cu el. Încearcă să-l parci, dacă îl apeși. Ia.
face? Vine mai încoace așa. Aha, așa, așa, da. Ușor, ușor, până se sparge așa, până se iasă ușor ea. Și acum magia fugi și dispar. Încă una să zicim ce va fi în vlogul următor? Da. Ce va fi în vlogul următor? În vlogul următor mi se pare mie că va fi o melodie cântată de mine, după care o melodie cântată de tine. Căutați în vlogurile mele, scrieți 3 S E, adică 3 sud-est, cover după 3 sud-est și veți găsi că deja am un cover după cei de la 3 sud-est, Laurențiu Duță. Este idolul meu din copilărie. Iar unele negative le am de la el, așa că să nu mi le cereți. Frindel. Frindel și Rubel. Bagă-i de tu? Agățat. Ia da, ia. Mai sus, pune mâna mai sus să se cadă. Așa e bine. Sparge. Mamă, și acum eu de aici, pa, că am luat toată vraja. Hai să mai facem unul și gata. Două s-a spart. Hai că mai am un pic și gata. Ultimelor. Ia. Stai așa. Gata, ăsta e ultim. Ține-l până se sparge el, da? Oh, urăsc acel fum. Aaaa, s-a spart și ultimul! Ok, dă-ți mănușile jos, pentru că s-au încălzit degetele. Deci, chestia e următoarea. Vă distrați de minune, puteți face și... O să facem alt tutorial în altă zi. Cum să faceți balonașe cu fum colorat. Chestia asta probabil nu știți și dacă căutați pe net, cu siguranță nu veți găsi, pentru că în România vlogării noștri nu fac așa ceva, adică nu toți, ci doar 3% fac ce fac eu. Restul stau în casă, comentează, se ia de alți youtuberi, vorbesc despre alți youtuberi. Noi am făcut 200.000 de abonați cu ajutorul și cu ajutorul celor care mă vorbesc, adică fac un vlog despre mine cu părere de rău din partea lor. Ei au impresia că pur și simplu îmi fac mie rău, dar nu e adevărat, tati, știi? Tati se ridică pe spatele celor care îi pronunță numele lui Shari. Ajunge, nu mă mai dau mare, pentru că în curând voi fi foarte mare. La 200.000 de abonați, mic nu cred că sunt. Și vizualizările sunt destul de multe. În fiecare zi fac câte 2 milioane de vizualizări, 1.800.000, 1.700.000, iar abonați câte 700 de abonați fac pe zi. Deci canalul meu, știi că am făcut un vlog în care am spus că mă voi tune la chelie dacă nu fac 2 milioane de abonați în 2 ani? Acesta este primul an, da? Țineți minte. De exemplu, haideți să vă spun ceva rapid. Am făcut 100.000 de abonați pe 11 ianuarie. Uitați-vă pe canalul meu în secțiunea videoclipuri și veți găsi la vlogul postat pe 11 ianuarie. Atunci am făcut 100.000 de abonați, când era bebe mic, tati, știi? Și am făcut 100.000 de abonați pe 11 ianuarie. Calculați până în momentul de față, ieri am făcut... De fapt, alaltă ieri am făcut 200.000 de abonați. Dacă stăm să ne gândim, sunt 7 luni în care tati a făcut 100.000 de abonați. 100.000. Deci din ianuarie, de când am făcut 100.000, am făcut încă 100.000 pe pariu. Până la sfârșitul anului, în decembrie, tati mai face încă 100.000. Deci voi face 300.000 de abonați până la sfârșitul anului.
dacă nu și mai mult. Doar că, dacă stau bine să mă gândesc, în anul 2019 am să fac, cred că undeva la 500.000 de abonați la an. Crezi? Îți promite, tati. Pentru că o să postez zi de zi în curând. Da, am tot spus că mai postez zi de zi, dar am avut și alte treburi. Păi ce mușchii mei! Dar, de dragul vostru, voi posta zi de zi. Nu de alta, dar cu ajutorul canalului mai face și tati niște bani. Luna trecută, probabil nu mulți se interesează, dar luna trecută am făcut vreo 650 de euro. Luna asta, postând mai puțin, am făcut doar 450 de euro. Sunt convins că luna, și să știți că pun pariu, că fac vreo 700 de euro luna asta, la sfârșit. Pentru că o să postez lucruri interesante. Te iubesc și pe tine și pe frate tu. Și pe bebe și pe tine, și pe tine și pe el. Te pup zi de zi de 300 de mii de ori pe zi, pentru că te iubesc. Și pe voi vă iubesc la fel de mult, pentru că sunteți parte din familia mea, pentru că abonații se uită la noi zi de zi. Sau ar trebui să mai zic și că să apăsați clopoțelul, pentru că cică YouTube-ul nu trimite aceste notificări tuturor. Adică dacă eu postez ceva și n-ați primit notificare, să știți că e de la YouTube. Se mai întâmplă, sunt foarte mulți abonați, foarte mulți utilizatori, așa că probabil YouTube mai uită sau întârzie să facă notificările. Așa că voi vă puteți dezabona și abona imediat, la o secundă distanță, și apăsați pe clopoțel din nou să activați notificările, pentru că vor fi multe vloguri noi. La revedere, vă pupăm! Eu și asistenta mea, pe care nu mă satur să o pup de 300 de mii de ori. Te-a înroșit, tati, iar? Încă o zi, încă o zi pupatul din viața mea care m-a înroșit. Te înroșește, tati, pentru că te pup zi de zi. Astăzi mi-a mai crescut bărbița puțin, pentru că ieri, după ce m-am ras, ai văzut, când te pupam, nu te înroșeam. Dar acum, dacă o pup, bărbița mea o înroșește. Și pe spate, după cap, și pe picioare o pup, pentru că o iubesc, e viața inimii mele. Mă bucur de copiii mei și de prietenii mei și de familia mea, pentru că nu știi viața ce-ți oferă. Bune, rele, trebuie să ne bucurăm de ele. În descriere aveți Instagramul și Facebookul meu. Nu vă rămâne decât să... să vă abonați și să dați share. Pa, pa!